pedalez. Așa. Și dacă văd ceva interesant, filmez. Dar nu mă filmez pe mine, și pe colegul. De ce? Păi de ce? Cine îți dă dreptul să mă filmez pe mine? Constituția. Nu-ți dă dreptul Constituția să mă filmez pe mine, că și tu ești om. Exact. Și eu sunt om. Dar dumneata ești la servici, purtător de epoleți. Și nu e problema. Am văzut că ați oprit o mașină și am vrut să văd dacă e legal, dacă nu e legal. Da. E legal, nu e legal, nu ești în drept tu ca să vii să mă filmezi, să vezi dacă e că n-ai niciun drept tu să mă controlezi pe mine. Se numește libertate de exprimare, mă mir că nu știți. Deci fii atent aici ce spun. Te rog frumos, vezi de drumul dumii, dale. Noi ne facem treaba, nu m-am mai înregistrat, că n-are niciun rest, că văd că mă înregistrez. Are, că asta e probă că dumneavoastră mă intimidați și mă încălcați un drept fundamental. Domnule, și constituțional, se numește libertate de exprimare. Deci vă rog frumos. E apărat și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Domnule, te rog articolul frumos, 10. Mergeți și vedeți-vă de treabă și nu mai mă filmați pe mine. Filmați ce vreți dumneavoastră, da? Dar nu pe mine. Eu vreau că să vă filmez pe dumneavoastră. Vreți să mă filmez pe mine? Da. De ce? Nu sunteți acasă. Ca domnule, să văd, mă hărtuiești sau ce? Nu, ca să văd cum vă comportați în spațiu public, cum vă comportați cu eventuali turiști. Imaginați-vă că s-a oprit un turist și filmează copacul celălalt, dumneavoastră veniți și vă luați nu de el. Nu m-ai filmat pe mine și pe colegul meu. Așa, și care e problema? De ce mă filmezi? Pentru că am dreptul. Cine ești dumneavoastră? Un cetățean. Agentul Costache, mă numesc, actele dumneavoastră. Lăsați dumneavoastră întâi actele. Eu m-am prezentat și te-am spus, da? Eu mă numesc Brega, Oleg Brega. Domnule, Oleg Brega, acum știu cine ești, dar le-am mai văzut pe YouTube. Hai, te rog frumos, dă-mi și mie actele dumneavoastră. Dă-mi dumneavoastră actele, întâi și motivul pentru care mă legitimez. Că mă filmezi și mă hărțuiești. Ăsta nu-i hărțuire. Domnule, asta te rog frumos, fundamental. Oprește. Nu-l opresc. Asta e proba abuzului dumneavoastră. Bine, dacă este abuz, vă aduc la cunoștință că dacă nu îmi prezentați buletinul, sunt nevoit să vă duc la poliție să văd cine sunteți. Eu am spus cine sunt, Oleg Brega. Te rog frumos să îmi prezinți buletinul de imediat. Oleg Brega mă numesc. Deci te rog frumos să oprești. Nu sunt obligat să opresc asta, e un drept fundamental. Hai să mergem până la poliție, dacă e să-ți fac... Nu putem să mergem eu cu bicicleta, dar așa lucrurile mele. Dar nimic, o lăsăm aici. Nu putem să o lăsăm aici, că sunt lucrurile mele deci acolo. Deci le lăsăm aici, da? O să răspundeți, domnul polițist. Da, o să răspund. Te rog frumos, haide să mergem. Nu puneți mâna pe mine, domnul polițist, trebuie să mergeți la cunoștință. Ce ne duceți la cunoștință? Nu, mergeți. De bună voie, sunt nevoie să vă încătușez. Încătușați-mă și o să răspundeți pentru lucrurile mele. Da, o să-l răspund pentru lucrurile mele. Haide să mergem, adu mașina, hai să mergem. Eu m-am prezentat, mă numesc Oleg Brega, e necesar să mă legitimați? Oleg Brega mă numesc, pot să vă spun și anul nașterii. Haide să dați buletinul, că n-ați plecat acasă. Nu am buletin la mine. Atunci sunteți nevoiți să mergeți să... Nu e adevărat, în lege scrie, te prezint și te identifici, nu e necesar. Te rog frumos să mă oprești. Ca Valentinul din Vale. Poliția stă la colț și vânează. Pe cei care merg înspre mănăstirea Bunăvestire. Hai la mașină să plătește mea. Haide să mergem, adu mașina, hai să mergem. Eu m-am prezentat, mă numesc Oleg Brega, e necesar să mă legitimați? Da. Oleg Brega mă numesc, pot să vă spun și anul nașterii. Haide să dați buletinul, că n-ați plecat acasă. Nu am buletin la mine. Atunci sunteți nevoiți să mergeți să... Nu e adevărat, în lege scrie, te prezint și te identifici, nu e necesar să... Te rog frumos să mă oprești.
uitat ce era mai important, telefonul, celelalte. Oricum n-ați făcut bine să-mi lăsați lucrurile în drum. Hai să fii serios. O să-l chem ca martor dacă o să fie dosar penal. O să vă chem ca martor dacă iese cu dosar penal. N-am ce face, a trebuit lui să sară, să muște, să... Te-a mușcat? De ce mă ameninți? Că te-a mușcat asta, da? Asta nu e amenințare, asta e metaforă.